Bună ziua, dragii mei! În video anterior am încercat să cuprindem un pic din toate, despre panouri, despre invertoare, despre baterii. Am încercat să le explic cât am putut eu de bine, se pare că sunt unii care au înțeles, unii care nu au înțeles. Și atunci un cetățean m-a întrebat, zice, domnule, poți să explic? Fii un pic mai explicit în domeniul bateriilor, să ne explici și nouă cam care-i treaba, care-i părerea dumitale. Iar eu am să vă explic părerea mea despre baterii, voi o să trageți concluzii și o să decideți voi dacă am dreptate sau nu, dacă am explicat cât se poate de bine și pe înțelesul tuturor. Eu, în general, încerc să găsesc logica și nu întotdeauna explicațiile științifice care mi le dau oamenii. Mai ales, de multe ori știm că, spre exemplu, când te duci la un magazin, comerciantul, el, datoria lui este să vândă, da? Și atunci, de multe ori, nu înseamnă că ce-i scump e și bun sau ce-ți vinde e marfă de top. De asta, astăzi o să vorbim puțin despre baterii, o să încerc să fac un video scurt despre baterii. Dacă o să mai existe întrebări, o să încercăm să răspundem cât se poate de repede la întrebările dumneavoastră. Și sperăm să avem cât mai multe vizualizări și să videourile noastre să explice cât mai pe înțelesul tuturor cum stă treaba. Pentru că foarte multă lume este interesată să reducă costul factorilor. O chestie pe care pe mine mă roade de ani de zile și tot am cercetat, tot am ascultat părerile unora, altora și vă spun concluzia la care am ajuns eu, da? Bateriile, în general, pentru sistemele fotovoltaice sunt baterii UDI, așa le zice, da? Că sunt unele pe gel, că sunt unele capsulate, cu întreținere, fără întreținere, cam toate funcționează pe același principiu, da? Astăzi o să vorbim despre niște baterii de la marca Explorer. Nu știu dacă se vor vedea ele destul de bine. Deci de la marca Explorer sunt baterii de 12 V. Și să începem cu prezentarea lor. Durata de viață. Durata de viață depinde numai și numai de dumneavoastră. Să știi un lucru. Bateriilor pe UDI, da? Pe acid, sau care știți dumneavoastră că le puneți mai, care sunt cu întreținere, trebuie să le completezi tu apă distilată. Ei, bateriile astea, dacă tu te porți frumos cu ele, m-a întrebat persoana respectivă, domnule, cam cât mă poate ține pe mine o baterie? Toată lumea zice, nu se merită, că sunt o groază de bani, că scumpi, că nu țin prea mult, că nu știu ce. Da, într-adevăr sunt scumpi, dar durata lor de viață poate să ajungă și până la 19-20 de ani și aici depinde numai și numai de dumneata cum îl dimensionezi bancul, cum îți calculezi consumul și cum ai grijă de ele. Și aici să vorbim despre cum le întreții. Da? Păi, bateriile astea, spre exemplu, știm că lor le place temperatura de 20 de grade. Deci, noi ce trebuie să facem? Trebuie să căutăm un spațiu adecvat pentru bateriile astea,
să nu stea nici în umezeală excesivă, nici în frig, nici în căldură prea mare. Deci pe ele scrie temperatura la care le place lor să stea. În cazul la bateriile astea de la Explorer, fabricantul zice că le place de minunii 20 de grade temperatură. Pe urmă, ce nu știe lumea este faptul că o baterie se poate calcula exact ca orice consumator din casă, mașina de spălat și așa mai departe. Că am văzut o groază de, de videouri pe YouTube. Cumpără cărnațul o priză din aia multimeter care măsoară wattajul, consumul, puterea sculilor care le are prin casă și se apucă și bagă din nebun în priză televizorul ca să vadă că trage mașina de spălat și așa mai departe. Un lucru care, după părerea mea, e o pierdere de timp, deoarece tu poți întorci mașina de spălat cu curul în sus și pe eticheta ei îți scrie exact cât consumă. Motorul, dacă este pe cărbun, consumă mai puțin, deci a 400-500 de W. Dacă mai are și o rezistență din călzăște apa de 2500 sau 3000 de W, spre exemplu, dacă e de 2000-2500, mai adaugi puterea motorului care e de 4-500 de W și atunci știi, dacă tu programezi mașina aia să spele o oră și să încălzească apa la o temperatură elevată, într-o oră vei avea un consum de wattajul rezistenței care 2500 de W, să dăm un exemplu, plus motorul încă 500 de W, deci într-o oră vei consuma 3 kW. Și Dumnezeu, atâta pierdere de timp cu stau să măsor să văd cât îmi trage din priza aia specială. Când ai chestii mult mai importante de discutat, care lumea într-adevăr are nevoie să le înțeleagă, pentru că am văzut un video pe YouTube în care omul și-a instalat un sistem de la marca Victron, a dat 7.000 de euro pe el, un gunoi. I-a băgat acolo în 7.000 de euro, i-a încăput 10 panouri de 280 de W monocristaline, deci 2800 de W, 2 kW 800, un invertor off-grid de putere de 3 kW de la marca Victron, un charger, da, pentru panourile fotovoltaice și un banc de baterii de 12 V, 4 baterii, 12 V, 200 de amperi. Da? Și acum eu unul n-aș fi aruncat banii aia pe fereastră așa. Bateriile lor nu prea le place stresul. Multă lume, știi, bufnește râsul când zici, cum Dumnezeu, pe ce bateria mea e stresată, auzi? Da, bateriile se stresează. Cum reușesc să streseze o baterie? Datorită invertoarelor care le cumpărăm. Acum ar fi cazul să dăm exemplu și firma Nokia, care a fost lider mondial la telefoane mobile, știm destul de bine, și datorită faptului că n-au fost de acord cu ascensiunea și cu noutățile și cu să bage bani în cercetări și să îmbrățișeze cum ar veni lucrurile noi, știm destul de bine că Nokia, pur și simplu, gigantul Nokia a dispărut de pe piață. Lucru care și noi români ar trebui să nu mai știi, că nu de multe ori mărcile sunt și cele mai bune. Vorbind de baterii, cum poate invertorul tău să streseze o baterie? Foarte simplu. Spre exemplu, invertorul ăsta este un invertor hibrid, da? Care lucrează cu sau fără baterii. Deci eu acum, spre exemplu, dacă vreau, îl decuplez de la baterii și el îmi transformă curentul care îl produce panourile fotovoltaice și îmi dă direct la consumatorii care i-am eu băgați în priză. Picând, unele invertoare, cum sunt cele de la marca Victron, nu fac lucrul ăsta. Invertoarele de la Victron, care sunt extraordinar de scumpi, ele funcționează întotdeauna, cumperi invertorul și separat trebuie să cumperi și un încărcător de baterii, care și ăla e o groază de bancă, e de la Victron. Ce se întâmplă?
tu panourile fotovoltaice, în cazul meu, sunt conectate direct la invertor. În cazul la ăștia de la Victron, panourile sunt conectate la încărcător, încărcătorul la baterii și bateriile la invertor. Asta ce înseamnă? Invertorul ăla trage din baterii, nu trage direct din panouri. Da? Trăgând din baterii în continuu, deci bateriile alea sunt supuse unor cicluri de încărcare și descărcare extraordinar zilnic. Da? Pe urmă, hai să vorbim de dimensionarea bancurilor de baterii. Da? Voi când cumpărați bateriile sau firmele astea de vin și vă instalează și vă ia o groază de bani, nu vă explică vouă că, domnule, dumneata trebuie să calculezi bine consumatorii. Și dacă inverterul respectiv lucrează direct din baterii, tu trebuie să iei în calcul consumul și ziua și noaptea. Eu, în cazul meu, trebuie să iau consumul numai noaptea. De ce? Pentru că invertorul ăsta ce preia din panouri îmi dă mie în casă și restul completează bateriile. Dar cele de la Victron, nu. Alea trag direct din baterii și ziua și noapte. Da? A meu trag din baterii numai pe timp de noapte. Iar știi toată lumea, doamne, pe timp de noapte tu consumul nu este mare, deoarece tu dormi. Da? Și atunci ce poți tu să ai în priză noaptea? Frigiderul, da? Care și ăla poate pornește odată noaptea sau de două ori pe noapte. Deci nu este un consumator așa mare. Mai ai becuri, nu? Din astea LED, mai ai un televizor, un calculator, care nu sunt consumatori direcți, cum este o mașină de spălat, un motor, nu? De asta este bine să vă alegeți bine invertorul. Că, na, zici, domne, am cumpărat niște baterii de la marca cutare și nu este adevărat, m-au ținut doar 3 ani sau 5 ani sau... Nu, domnule, bateriile poate să țină și 20 de ani. Și am să vă explic cum. Dacă tu când cumperi bateriile alea, ei spune, domnule, bateria asta are 2 kW. Este o minciună. Nu este adevărat. Tu, în realitate, bateria aia de 2 kW, dacă tu ai tras mai mult de 1 kW, tu ai stabilit un ciclu, pentru că toate bateriile vin calculate în cicluri de viață. Ciclul de viață este descărcare de mai mult de 50% din capacitatea ei. Deci ia bateria aia dacă este de 2 kW, dacă dumneata ai tras 1 kW 100, e stabilit un ciclu. Da? Și atunci bateriile când vi le vând ăștia, că ei vi le vând, prețul este stabilit în funcție de ciclurile de viață a unei baterii. Și de asta românul zice, domnule, mă duc, îmi iau una strong. Și dă pe dânsa o groază de bani, ajunge și la 1000 de euro o baterie. Și când încolo surpriză ca să-l vezi că bancul ăla de bateria respectivă l-a ținut tot numai 3 ani sau tot numai 5 ani. Deoarece el, omul, ar fi putut fi un pic mai inteligent și să cumpere mai multe baterii, deci capacitate mult mai mare, și atunci ar fi suferit bateriile lui mult mai puțin. El având doar o baterie șmecheră, i-a băgat la bateria aia, a tras din ea mai mult 50% în fiecare zi, de a nebuni bateria. Pe când dacă el ar fi cumpărat niște baterioare mai ieftine, dar de aceeași capacitate, el ar fi avut kilowatts mai mulți și atunci el poate n-ar fi ajuns la 50%, ca să-i stabilească un ciclu. Da? La baterii. Și atunci bateriile alea, vă spun că poate să te țină și 19-20 de ani. În funcție de cum dimensionezi bancul, cât putere tragi din ele, ce tip de invertor ai, da? Temperatura la care le ții. Pentru că și hai să vorbim despre bateriile de camion, spre exemplu. Băi, fraților, ce nu, domne, care-s baterii de camion?
omule, dar tot baterii. Ține la camion acolo 3 ani, 5 ani, depinde și acolo de cum e folosit. Dar hai să ne gândim, dacă eu o baterie de camion, ce se întâmplă cu ea? Da? Ea este băgată acolo pe camion, iarna stă în ger, vara în temperatură prea mare, mai suferă și vibrații. Da? Dacă eu iau bateria aia de camion care are 200 de amperi și o pun colo într-un magazin unde ea stă în permanență la 20-21 de grade, că e iarnă, că e vară, nu trepidează, nu. Cu ce o afectează, domne? Ia spuneți-mi. Dacă eu am suficiente panouri, dacă invertorul meu nu lucrează direct cu bateriile, cum stresez eu bateriile alea? Cum le distrug eu bateriile alea? Gândiți-vă un pic când aruncați cu banii. Pentru că ei nu o să vă spună niciodată adevărul. Este un business ca oricare altul și atunci un business știm destul de bine că așa funcționează. De asta adevărul întotdeauna este undeva la mijloc. Deci, dacă tu ai 2 kW, nu poți să consumi nici măcar un kilowatt. Sfatul meu este să consumi 900 de wați. Deci să nu ajungi. Că dacă ai ajuns la 1 kW, ai ajuns la 50% din capacitate și s-ar putea să-i fi făcut un ciclu. Bateria are 2000 de cicluri. Dacă tu îi faci un ciclu pe zi, te va ține 2000 de zile. Dacă îi faci 10 cicluri pe zi, te va ține mult mai puțin. Dacă nu-i faci niciun ciclu, te va ține și 20 de ani. Acum ați înțeles cum stă treaba cu bateriile? Voi trebuie să vă calculați consumul vostru. Voi trebuie să vedeți ce tip de invertor puneți, pentru că nu întotdeauna cel mai scump invertor este și cel mai bun. Un invertor de la marca Victron, de 3 kW, 24 de volți, poate să te coste și 3.000 de euro la bandiți ăștia care au firmele astea pe România. Eu de la chinez până AliExpress mi-am luat un hibrid care pot să și injectez în rețea, pot să-l folosesc și off-grid, pot să fac ce vreau eu cu el. Este de 5 kW, 5.000 de volți amperi și m-a costat doar 600-700 de euro. Eu l-am plătit în lire și de asta mai bine vorbim în euro, pentru că na, România calculează în euro, nu? Dar acum sper că ați înțeles cum stă treaba cu bateriile. Bateriile depinde foarte mult de cum le întreții, cum ai grijă de ele. Dacă sunt baterii cu întreținere, periodic trebuie să le verifici nivelul de apă. Un rol foarte important îl au invertoarele. Au apărut invertoare, că de asta am dat exemplu cu Nokia. Nokia a fost lider mondial și au pierdut ca proștii când au îmbrățișat viitorul. La fel și Victronul, și nu vă mai băgați în cap că, domnule, dacă am un invertor de la Victron, ești cel mai șmecher. Nu! Vă spun că invertoarele și ieftini și buni le fac chineze. De ce? Pentru că chinezul ce a făcut? Întotdeauna chinezul a desfăcut un lucru european, construit în Europa, inventat în Europa, dar nu numai faptul că l-au copiat, i-au adus și îmbunătățiri. De asta vă spun, invertoarele care au apărut acum noi au și o funcție specială de regenerarea bateriilor, deci le bombardează cu un voltaj mult mai mare și atunci calamina care a depozitat-o în interior, sulfață, îi topește și bateria se autoregenerează. Deci, după un an, doi, are o opțiune specială unde tu îi apeși acolo pe buton și ea îți regenerează invertorul, îți regenerează bateriile. Lucru pe care Victronul nu știu dacă îl face. Da? Un lucru știm sigur, că Victronul produce cele mai scumpe invertoare. Dar asta nu înseamnă că și cele mai bune.
Eu, spre exemplu, dacă tu mi-ai pune în față un invertor care lucrează numai cu bateriile și un invertor care îmi lucrează direct cu panourile solare, eu l-aș prefera pe ăla care lucrează cu panouri solare. Nu contează ce marcă îi sau cine l-a produs sau de unde vine, doar din dorința de a-mi proteja bateriile. Pentru că un invertor care lucrează direct cu bateriile o să distrugă bateriile mult mai repede. Pe urmă, temperatura, spațiul unde le depozitați, dacă sunt cu întrețineri, verificați dacă au nevoie, a scăzut nivelul de apă sau nu. La cele cu întrețineri, la alea care nu au întreținere, v-am spus, dimensionarea lor contează foarte, foarte mult. Pentru că în cazul meu nu am nevoie de baterii decât pe timp de noapte. Pe timp de zi, eu trag direct din fotovoltaice și îmi reglează problema cu consumul care l-am. Surplusul, pe timp de zi, îl bagă în baterii. Iar pe timp de noapte, eu nu am consum. Adică consumăm, dar foarte puțin, nu? Deci tu, bateriile, în cazul meu, eu nu le stresez deloc. De ce? Pentru că invertorul ăsta lucrează și cu baterii și fără baterii. Putem demonstra, le putem decupla bateriile. Iau priza prelungitorul care l-am conectat pentru că este în probe și vă demonstrez că îmi pot face o cafea, pot face... Bine, vă dați seama, eu din 7 panouri produc un... Haideți să vedem exact cât producem la ora asta. Deci... îmi produce o jumătate de kilowatt, urcă, crește, pentru că na, e Marea Britanie și aici nu prea... Dar pe ziua de azi mi-a produs invertorul ăsta deja la ora asta 3,14 kW. Da? Deci a produs astăzi aproape 4 kW până la ora 12. Ce avem nevoie noi mai mult? În general, el ar trebui la ora asta să-mi dea cu un pic de soare care este afară, ar trebui să-mi scoată undeva la 1 kW jumate, că nu am decât 7 panouri legate în serie conectate la el. Deci eu, dacă scot bateriile acum afară și bag un consumator de 1 kW, mi-l duce perfect, fără probleme. Asta este dovada că sunt invertoare care nu trebuiesc, nu stresează bateriile, deci le trag din panouri și surplusul din panouri mi-l dăm baterii, mi încarcă bateriile. Iar pe urmă, la fel, dacă el este de 5 kW, el trage cât poate din panouri și îmi completează din baterii dacă eu vreau să consum 5 kW din el. Dar nu toate invertoarele sunt așa, multe din ele lucrează direct cu bateria. Deci, panourile încarcă bateria și el lucrează doar din baterie. Lucru care eu îl văd destul de rău, pentru că îți distrugi bateriile. Și atunci, normal, că durata de viață, că m-a întrebat, ce, bine, domn, poți să explici cam cât ți țin bateriile? Depinde și de tine și numai de tine. Ce fel de invertor folosești, cum folosești bateriile, câți kilowați are bancul tău de baterii, ce consum tu din ele, pentru că v-am zis, cel mai important care nu le explică ăștia care le instalează, nu le explică, le spune, domne, că eu acum am piste 6 kW de curent, aici am 4 baterii. Da, putere totală, dar asta nu înseamnă că eu pot beneficia de tot 6 kW, pentru că le distrug. Dacă eu am grijă din ăștia 6,2 kW să trag doar 3, mai rămâne
1, mai rămân 3,2 kW în ele. Asta înseamnă că e peste 50%. Deci eu nu-i stabilesc un ciclu de viață. Pentru că bateriile tale sunt calculate la ciclu de viață. Și aici ai baterii care zice, domnule, alea țin mai puțin, alea țin mai mult. Normal, pentru că unele vin cu 2000 de cicluri de viață, altele vin cu 1000 de cicluri, altele cu 600, altele cu 1000. Dar tu, dacă nu-i stabilești cicluri de viață, bateriile tale poate să te țină și 19 ani. Cum? Dimensionezi ca lumea, nu tragi din ele mai mult de jumătate, nu tragi niciodată jumătate din ele, aia vreau să zic. Temperatura la care le ții trebuie să fie adecvată cât recomandă producătorul. În cazul ăsta de la expert, îi recomandă o temperatură de 20 de grade. Dacă ai grijă să le ții la 20 de grade, un mediu uscat, să nu ai umezeală multă, îți dai seama că lumea zice, păi cum, domnule, să pui baterii de camion, nu vezi că te ține un an sau doi sau trei la camion? Păi da, domnule, dar alea spusă pe camion. Dar îți spun eu că ar merge la fel de bine și la un sistem fotovoltaic. Dacă ai cu condiția să ai un invertor inteligent care trage mai întâi din panouri și pe urmă completează din baterii. Nu să funcționeze direct cu baterii cum sunt alea de la Victron. Toate invertoarele care tu trebuie să-i pui alături un charger, alea trebuie să stai departe de ele. Pentru că distrugi bateriile. Și atunci, na, arunci cu banii pe geam. Dar dacă lucrezi inteligent, faci o... cumperi un banc de baterii. Deci, v-am spus, nu trebuie să fii musai cele mai scumpi sau cu ciclurile cele mai mari. Tu trebuie să ajungi acolo să le calculezi, să nu faci cicluri. Că dacă faci cicluri, atunci le distrugi bateriile. Dar dacă nu faci cicluri, bancul este extraordinar de bine dimensionat să tragi mai puțin de jumătate din capacitatea lor, tu nu le stabilești cicluri, ele poate să te țină și 20 de ani. Garantat. Bun, să aveți o zi bună. Dacă mai aveți întrebări, vă rog frumos să scrieți. Sper că am explicat cât se poate de bine. Urmează să mai facem un video despre programul ăsta care se va derula în România cu sistemele fotovoltaice. Deci, el sună în felul următor. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarul de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Atenție mare că este țeapă și despre asta vom vorbi în video care urmează. Vă urăm o zi bună!